Muzeile în general reprezintă, să zicem, muzeile în general reprezintă discursul oficial. Deci tendința de a veni dinspre putere, pe noi pe mine personal mă deranjează acest lucru. Asta nu înseamnă că statul trebuie să se sustragă acestui mecanism. Statul oferă un cadru, oferă bani, oferă condiții. Dar de muzeu se ocupă, de exemplu, din această echipă, din punctul meu, din câte știu eu, nu există nicio muzeografie. Iar problema muzeografiei, din punct de vedere al teoriilor... N-am ajuns acolo încă. Păi tocmai nu asta. Nu s-au angajat oamenii. Noi nici nu s-a scris HG-ul. Păi, da, spațiu cred spațiu, că există. Sunt probleme și cu spațiu. Hala Filaret, dar... Acolo este o autogare la doi pași de casa mea, la 500 de metri, nici vorbă. Nu văd cum vorbă. Lângă parcul Carol. E Hala Filaret. Hala Filaret. Lângă parcul Carol. Adică, știu locul acela. Ideea este că înainte de a ne trezi iarăși cu... De a ne trezi iarăși cu un produs pe care doar 2-3 știu despre ce e vorba, cum se decide și cum se face. Deci ideea noastră este, aici, domnule, hai să discutăm. În principiu vă dau dreptate. Dar eu cred că în lumea aceasta niciodată nu se va ajunge la o formulă de muzeu bipartizană, ca să folosesc cuvânt. Și, pe urmă, decizia va trebui să fie la cineva. Ceea ce spune domnul Ernu este, când spui bipartizan, deja ai introdus factorul ideologic. Da, exact. Nu. Acest factor l-a introdus cu intenție. Această decizie trebuie să aparțină, evident, oamenilor profesioniști în acest domeniu. Nu o să aparțină nici politici. Nici muzeul nu trebuie să-l reprezinte. Nu trebuie să-l reprezinte nici pe domnul Iliescu, nici pe domnul Băsescu. Sună foarte bine în teorie. Eu înțeleg ce spuneți și vă dau dreptate. Dar nu doar în teorie. Eu vă spun că în practică nu se va întâmpla acest lucru. Nu se va întâmpla pentru că nu e posibil, pentru că nu s-a întâmplat nicăieri în lume, asta pentru că muzeele sunt făcute de cine? Cum o fi la Yad Vashem, nu știu. Dar eu cred că în România acest lucru nu se va întâmpla. O vorbesc pragmatic, doar atât. Cred că se poate construi și muzee decente. Adică în România, de exemplu, noi avem un exemplu de muzeu foarte reușit. Muzeul Tăranul Român, care este făcut după 90. Dar a fost și el foarte... La el mă gândeam în timp ce vorbeam. Nu contează. Nu trebuie să ne temem de controverse. Trebuie să trăim toți în pace și în... E normal. Într-o cultură vie sunt controverse. Oamenii discută, oamenii polemizează. E normal. Nu se va ajunge la un consens. Dar nu trebuie să fie un consens pe toate. Dar într-un muzeu al comunismului totul trebuie să în el trebuie să se regăsească multe categorii. Deci tendința mea, temerea mea este că iar primesc colecția băieților din primăverii care mi-o dau eu, care stau în Ferentari sau nu știu unde. Și să-mi spună despre... Stai, vreau să văd și cum au trăit muncitorii și cum au trăit oamenii care au suferit, dar și cum au trăit adică torturai. E un loc în care trebuie, deci, să se regăsească toate comunitățile. Hai să-i dăm o șansă, domnule Papa Hagi. Am multe șanse, nu vă faceți grijă, nu duc lipsă de ele. Da, nu știu de ce acuzați a priori înainte să vedeți despre ce este vorba. O inițiativă trebuie să vină, deci lucrurile nu pot să se nască ca un fel de emanație difuză. Trebuie cineva să propună ceva. Deci la începutul acestui... Cu propunerea am fost de acord. Este o inițiativă. Dezbaterea nici nu a început, domnule Ernu. Adică ați început-o dumneavoastră și vă felicit pentru asta. E foarte salut. Și de altfel există în câmpul dumneavoastră idei valabile și nu suntem nici unii dintre noi dogmatici sau imbecili să nu acceptăm acest lucru. Încă nu s-a făcut un HG, încă nu avem, nu am început un concurs de angajat personal, încă sunt probleme de identificare și de, nu neapărat, de transfer din proprietatea unei companii de stat ce-i drept în proprietatea Guvernului României. Sunt probleme instituționale cu diverse instituții care există plătite din buget și așa mai departe. Dar când toate lucrurile acestea vor fi gata, pentru că pentru zi vor fi gata, va fi o dezbatere. Va fi o dezbatere în mod categoric. Ceea ce vreau să spun este că acest muzeu nu va fi, nu e nici bipartizan, dar nici nu e făcut de băieții din primăverii. Eu cel puțin nu sunt băiat din primăverii, sunt din cartierul Mănășturi, din orașul Cluj, care nu are nimic de a face cu primăverii. Și nici alți oameni care au lucrat acolo sau lucrează nu sunt din primăverii. Dar să nu caricaturizăm, este nevoie de acest monument, de acest muzeu, fiindcă suntem ultima, singura capitală din Europa de Est care nu are așa ceva. Există locuri în Budapesta, inclusiv parcul în aer liber cu monumente comuniste. Există la Berlin o sumedienie. Tot acel oraș este memorialul, e memoria vie a celor două totalitarisme. Eu știți, până la muzeul ăsta, am citit o idee interesantă în The Economist acum mulți ani și mi se pare mult mai simplă și mai ușor de realizat. Un zid, spuneau cei de la The Economist.
cu numele victimelor comunismului. Eu înțeleg că la noi în țară stăm atât de rău încât nici măcar nu avem o statistică clară a celor morți în perioada regimului comunist. Adică mi se pare o serioasă problemă înainte de a ajunge la cel referitor la arhive. Și eu cred că nouă ne lipsește o biografie a familiei Ceaușescu, așa cum a scris, să zicem, Dimitri Volkogonov despre Lenin, deși înțeleg că e controversată. Păi cu cât ești mai aproape de subiect, cu atât e mai controversată biografia. Hitler, pentru că nu există acces la arhive încă. În continuare, n-am auzit că arhiva prezidențială din perioada Ceaușescu să fi fost deschisă. Astea sunt chiar sunt cu adevărat priorități mult mai mari. Nu zic că să cadă pe loc secundar, astea sunt priorități foarte mari, plus sectorul, domeniul cercetării, care trebuie să fie mult mai activ, fiindcă de acolo rămânem cu cărți, rămânem cu documente, rămânem cu materiale care au... Dumneavoastră, domnule Papahagi, sunteți oarecum așa la un pic în sistem, ca să spun așa. Și spuneți-mi dacă greșesc, am eu impresia, dar sau accesul la arhive este încă foarte, foarte limitat. Accesul, nu pot să știu, eu ca formație mă ocup de o epocă veche, da. Deci nu mă ocup de arhive contemporane. Probabil că există în continuare anumite restricții. Știu că, în general, în România accesul la orice tip de carte în bibliotecile noastre este relativ complicat și la documente. Probabil că lipsesc și cei dornici să o facă în cantități mari. E și asta o problemă. Dar, încă o dată spun, un astfel de muzeu dublat de un institut de cercetare este încă un pas în direcția cea bună. Doi la mână, dacă eu am un copil de 12 ani, dacă vreau să-i explic, să-i arăt ce a însemnat comunismul, dincolo de stâlpii pe care capitalismul a târnat cabluri, îmi este foarte dificil. Am fost cu el la War Museum la Londra. Eu visez muzee ca în Anglia, în care să poți să intri într-o celulă, să te închidă acolo, să stai 5 minute, să vezi cum era să stai 5 minute pe întuneric în regim de exterminare. Adică de retrăirea experienței traumatizante. Da, inclusiv traumatizante. La muzeul războiului de la Londra există o cameră în care intră 15-20 de vizitatori, se închide și îți creează sentimentul unui bombardament în metrou, în adăposturi. Și te zguduie cu camera, sună sirenele, sunt anunțuri. Deci e foarte real. Vă dați seama, pentru copii. Eu așa visez la un asemenea tip de pedagogie, să vedem ce a însemnat colectivizarea și nu exclud nici aspectul mai soft, chiar încărcat de oarecare nostalgie, care să umanizeze un pic acest proiect criminal. Deci, eu iarăși răspund că eu nu știu cum trebuie să arate în acest moment. Am niște idei. Dar cum vi se idei? Pare această idee a retrăirii experienței, a traumei de experiment? Mi se pare cam aceeași poveste ce se face cu televiziunea și cu... Adică e o formă de comercializare foarte ieftină. Nici n-am fost niciodată de acord cu acest tip. De exemplu, am văzut în Lituania, au făcut tipul de... Adică devine la un moment dat un soi de simulare prea patetic? Poate nu, de exemplu în Lituania, dacă nu mă înșel, este un soi de hotel, totalitar în care te plătești și te bagă și cătușe, te mai lovesc, mă rog. Se joacă de an represiune. Ceea ce mie mi se pare că este un soi de kitsch al realității. Adică nu cred că așa se poate învăța lucrurile. Adică prefer să citesc, adică cred că pot trăi mult mai profund citind o carte, să zicem, Ana Ahmatov sau nu știu, despre suferințele ei, decât retrăind, care o privesc mai degrabă ca pe un joc. Deci eu nu sunt de acord, dar aici problema cum trebuie să arate sunt lucrurile destul de complicate, e nevoie de o discuție foarte amplă și e nevoie de oameni care chiar știu ce înseamnă muzeul la ora actuală și muzeografi care știu care sunt teoriile ce se discută în acest sector, fiindcă modul în care a evoluat în ultimii ani toată povestea muzeificării este foarte, foarte diferită, adică a evoluat aici pe diverse... Am o curiozitate la domnul Papahagi, aveți sentimentul că există o mobilizare politică puternică în tabăra puterii pentru a pune pe picioare acest muzeu? Pentru că eu, în afară de grupul domnului Baconski, domnul Tismăneanu, nu văd un mare apetit.
Vladimir Tismăneanu este unul dintre experții incontestabili, indiferent de părerea dumneavoastră, domnule Ernu, ai acestei perioade. Da, este un Teodor foarte bun Bacoschi, istoric al da, comunismului. Și ca el mai sunt câțiva, există o serie de tineri formați în această direcție. Există oameni care au chiar construit în România, să nu uităm, Ana Blandiana și Rusan au chiar făcut muzeul de la memorialul de la Sighet, care poate să fie un model pentru o parte din acest muzeu. Dar acest muzeu ar fi în primul rând în capitală, în al doilea rând ar fi mai complet, deci ar atinge o parte mai amplă a experienței comuniste, ar avea o latură de cercetare, publicare și așa mai departe, burse și doi la mână, este nevoie simbolic în capitala unei țări de un astfel de loc. Este nevoie de un loc al memoriei simbolice și dincolo de citit cărți, copiii de clasa a treia nu pot fi duși și puși să citească Ahmatov. Evident, și, muzeul are o funcție Solzhenitsyn foarte importantă. Deci muzeile... Deci, suntem de acord că trebuie să existe. Deci, eu nu sunt împotriva existenței unui muzeu. Din punctul meu de vedere, cea mai importantă formă de arhivare în modernitate este muzeul. Deci muzeul este, asta este invenția modernității. Noi nu putem să trăim, practic, să ne repovestim istoria decât prin câteva forme. Manual, adică scris, și muzeistic. Comunismul, una dintre marele probleme legate de comunism este că este regimul care a produs una dintre cele mai mari arhive. Adică la multe niveluri. Fiindcă comunismul îi păsa prea mult de om, în sensul că erai atât de urmărit și atât de controlat, încât lasă urme foarte multe urme. Există enorm de multă arhivă. Arhivă, hârtie, video și mai departe. Problema este că cu cât ai mai multă arhivă, cu cât e mai greu să lucrezi cu ea, pentru că sunt multe forme de interpretări. De asta, asupra acestui domeniu trebuie să se discute foarte mult timp ca să alegem o formulă. Spuneți că întâi ar trebui făcut un institut de cercetare, de exemplu. Nu. Avem instituții de cercetare. Cred că în acest domeniu e foarte important să există o polemică, să se hotărească ce se vrea cu acest muzeu, pentru că în momentul în care se pun niște întrebări bune, vor veni și niște răspunsuri rezonabile. Dar în momentul în care se pornește să se facă un muzeu, pornind de la afirmația că vrem să arătăm cum au suferit oamenii și mai departe, de la niște dogme stabilite, prestabilite, mi se pare că sunt realități. Dar n-am zis că n-a suferit, dar nu poți să construiești o instituție doar pornind de la XY, adică instituțiile acestea de la ce? Suferit. Nu, ce vrem cu a suferit enorm de mult. Din punctul meu de vedere, a suferit mult mai mult decât scrie în cărțile de... Nu asta e problema. Problema este cum povestim aceste lucruri. Pentru că păi atunci hai să punem un placat mare cât Bucureștiul, aici se suferă, se dă loc de suferință. Mă bucur de acest consens, muzeul se va face. Trebuie să încheiem această emisiune, nu înainte de a vă spune ce s-a întâmplat astăzi cu doi judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este vorba de doi judecători de la secția de contencios administrativ. În această seară, Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz pentru percheziția doamnelor Gabriela Bârsan și Liliana Pușoiu. Este vorba despre niște suspiciuni privind aranjarea unor procese. Acestea sunt informațiile pe care le are TVR până la acest moment. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Bună seara!